De luna viitoare, parchetul care va funcționa cu un singur procuror. Decizia a fost făcută publică astăzi în cadrul conferinței de presă pentru prezentarea bilanțului instituției. De la 1 februarie, întreaga activitate a instituției va aparține prin procurorului. Până anul trecut, la parchetul de pe lângă judecătoria care au activat trei procurori, schema de personal fiind ocupată în proporție de 75%. De luna următoare, va rămâne ca toată activitatea instituției să fie preluată de prin procurorul în funcție și sunt șanse minime de detașare a altor procurori de către parchetul carei.